După pot cât să salut declarația lui Kelemen Hunor, o declarație politică de mare importanță, cu mare impact și care spune că este inacceptabilă atitudinea parlamentarului maghiar care a amenințat-o cu moartea pe o jurnalistă, tot de origine maghiară, care lucrează la Târgu Mureș, la radio. Târgu Mureș. Da, are dreptate domnul Kelemen Hunor, este inacceptabil ceea ce s-a întâmplat, este un atentat asupra libertății presei și păcat că nu dispunem de organizații serioase, viabile, puternice, care să apere interesele și libertățile presei și dreptul la expresie și suntem expuși unor asemenea uh, abuzuri. Uh, Kelemen Hunor trebuie să facă un pas mai departe pentru că se află la putere și să vadă în ce măsură asemenea lucruri pot fi și sancționate.